Cel puțin 5 oameni au murit în urma unui bombardament cu rachete lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Inamicul a lovit de peste 170 de ori și 10 localități din regiunea Sumă. Kievul a ordonat evacuarea orașului Kupiansk și ia în calcul o retragere strategică din Bahmut. Orașul continuă să fie bombardat de agresori, iar militarii ucraineni încearcă să riposteze. Totodată, liderul de la Kremlin cere Consiliului de Securitate să sporească măsurile antiteroriste în urma presupusului atac al sabotorilor ucraineni și a atacurilor cu drone, la fel atribuite ucrainenilor. Kievul respinge acuzațiile aduse de Moscova. Situația din Bahmut este critică, însă forțele Kievului apără cu disperare orașul și au săpat noi tranșee în încercarea de a ține agresorul în loc. Armata ucraineană, dar și Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că rușii au avansat în interiorul Bahmutului și continuă atacurile în jurul orașului. O unitate ucraineană de recunoaștere cu drone a primit ordin să părăsească orașul asediat. O sred noci, підрозділ Птахи Мадяра отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Forțele rusești au avansat spre Bahmut în ultimele câteva zile. Șeful grupului de mercenari ruși Wagner a declarat că ei practic au înconjurat orașul și i-a cerut președintelui ucrainean să-și retragă forțele. Подразделение ЧВК Wagner практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Дайте возможность им покинуть город. În imagini apar mai apoi trei ucraineni capturați, un bărbat în vârstă și doi tineri care par speriați și cer să li se permită să meargă acasă. În Bahmut mai rămân în jur de 5.000 de civili, între care 37 de copii. Între timp, un pilot rus care a bombardat ținte civile din regiunea Harkov, inclusiv televiziunea din acest oraș, a fost condamnat la 12 ani de închisoare de un tribunal ucrainean. Acesta a aruncat 8 bombe asupra turnului TV din Harkov în martie anul trecut, dar a fost doborât și luat prizonier. Fiecare criminal de război va răspunde pentru crimele comise, susține președintele Zelenski. Ocupant neminuce, відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. La o zi după denunțare de către Moscova a atacurilor din Bryansk săvârșite de presupuși diversioniști ucraineni, serviciile speciale ruse au publicat imagini de la fața locului, din care se văd fragmente de explozibili și mașini ciuruite de gloanțe, geamuri sparte și două cadavre. În timp ce Rusia denunță un atac terorist, presa independentă susține că imaginile sunt editate. La frontiera din regiunea Bryansk au fost întărite măsurile de securitate. Kievul a denunțat însă ca pe o provocare deliberată a Moscovei informațiile privind infiltrarea unor presupuși sabotori ucraineni în această regiune a Rusiei.